Aproximativ 60% dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus, au fost înregistrate în zone în care temperatura aerului era cuprinsă între 5 și 15 grade Celsius, a constatat o echipă de cercetători din China într-un studiu citat marți de agenția Xinhua. Cercetătorii de la Universitatea Lanzu au dorit să afle mai multe informații referitoare la condițiile de mediu în care SARS-CoV-2 poate supraviețui pentru a înțelege tiparul de dispersie la nivel mondial. Specialiștii au cercetat impactul temperaturii ambientale asupra răspândirii globale a COVID-19, conform unui articol științific ce însoțește studiul publicat recent în jurnalul științific Science of the Total Environment. Cercetătorii au constatat că în zonele cu valori de temperatură situate între 5 și 15 grade Celsius au fost reportate 60% dintre cazurile confirmate de COVID-19, mai mult aproximativ 73 1,8% dintre cazurile confirmate erau concentrate în regiuni cu o umiditate absolută, între 3 și 10 grame pe metru cub. Cercetătorii au avertizat că pandemia de COVID-19 se poate răspândi în mod ciclic, iar focarele ar putea fi recurente în orașele mari situate la latitudini medii în toamna anului 2020.